Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul lucru paj informativ din această săptămână. Mărțișorul este simbolul tradițional al începutului de primăvară. Pentru cei care nu l-ați cumpărat deja, în oraș s-au organizat diferite târguri de unde puteți achiziționa aceste obiecte. Mărțișorul se poate purta pe tot parcursul lunii martie, după care se leagă într-un pom fructifer pentru a aduce belșug în gospodărie. Mâine începe oficial primăvara. Chiar dacă vremea din acest an ne-a făcut să o simțim încă din luna februarie, 1 martie reprezintă ziua în care pășim în acest frumos anotimp. Și cum poate fi mai plăcută trecerea decât prin dăruirea unui mărțișor persoanelor dragi din viața noastră? În această perioadă, municipiul Focșan s-a umplut de persoane care oferă spre vânzare astfel de obiecte. Unele dintre ele seamănă cu un mărțișor tradițional, cu șnur roșu împletit cu fir alb, altele mai degrabă cu obiecte nefolositoare, dar care îți fură privirea prin strălucire. Dar cum tradiția trebuie respectată, oamenii au ieșit pentru a cumpăra mărțișoare, fiecare după posibilități. Ce ați vrea? Așa, pentru mine, așa. Mai... Da. Și pentru nepoți sau pentru persoanele dragi? Am luat. Da? Am luat. Ce fel ar trebui să fie mărțișor? I-am luat din astea, cu flori, eu de-asta, uite, așa. De-asta, spune, mai punem piept, mai, na, ca fiecare. Prețul cum vi se pare? Să-i bun, să știți. La munca lor, sigur, numai că sunt frigul ăsta, doamnă, aici. Mă, că stai aici, am frigul ăsta, dar ce mai facem? Mă, stai! Mă uit deocamdată, domnișoară, nu sunt dispusă de bani. Cum vi se pare? Care sunt la pensie, se pare mai... Dar care e tânăr, în servici, în care salariul e altă situație. Vreau bani? Sunt diferite mărțișoarele de astăzi față da. De cele care erau... Sunt, da, sigur că da. Sunt frumoase. Sănătatea să fie... Erau mai frumoase cele din trecut? Nu, e cam, să zic, aceeași. Deci se păstrează. Cum era una? Erau mai ieftine, mai frumoase. Din ce se făcea una înainte mărțișoarele? În toate felurile, materiale din... La țară se mai păstrează tradiția? Da. Păstrează, dacă... Și ce căutați? Ce vreți să cumpărați? Vreau să cumpăr un mărțișor pentru umeata mea care e la spital. Faceți o bucurie. Da. Chiar dacă sunt foarte multe persoane care dau târcoale tarabelor încărcate, comercianții spun că nu prea sunt vânzări. Ba chiar mai mult se plâng de modul de organizare al târgului care se desfășoară în aceste zile în fața halei din zona Piața Moldovei. A, unde m-ați merit pe mine? Deocamdată este foarte frig și atât. Cumpărători n-au venit? Nu vin încă, mai la sfârșit de săptămână. Prețul care dăm la primărie, să ni se facă și nouă niște amenajări, niște, ca să merită banul ăla, că pământul dați la primărie. Nimănui. Foarte mult, o sacoșă de bani, nu se spune cât, dar foarte mult, usturător. De câștigat cam cât? Ce să mai câștigăm dacă le-am împărțit? Da, și l-am obținut cu foarte mare luptă, de parcă am pune pe moșia lui tată. Referitor, de toate avem. Lucrate din noi, muncite, aranjate, da. Prețurile cum? Și sunt costisitoare, încă o dată le-am cumpărat mai scump de anul trecut. Da. Ce aveți nou? Floricele, broșuțe, ceva mai... Începând de la ce preț? Cele făcute de mine. Da. Începând de la ce preț? De la 1 leu până la 15 lei. Dacă la aceste tarabe nu ați găsit ceea ce căutați, nu uitați de târgul deschis la Sala Balada sau de expoziția cu vânzare a elevilor din Vrancea de la Muzeul Unirii. Mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că acesta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va îndeplini numai decât. Cei 9 consilieri de probațiune din Vrancea au avut în supraveghere în 2015 peste 700 de persoane condamnate. Anul trecut s-a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de activitate de la înființarea serviciului. Consilierii de probațiune au ajuns la ora bilanțului. Aceștia au analizat activitatea pe anul trecut. Cei 9 consilieri vrânceni au avut în supraveghere peste 700 de persoane. 2015 a fost un an greu în care au încercat să facă față activității care s-a dublat, în timp ce numărul de angajați a rămas același. Activitatea de supraveghere s-a dublat față de anul anterior, față de anul 2014. Pe parcursul 2015, primind în supraveghere 427 de cazuri noi, minori și majori. Astfel că la sfârșitul anului
2015 ne înregistram cu 770 de cazuri active, din care aproape 200 minori. Acest volum de activitate a făcut să avem un număr de 6.276 de întrevederi cu persoanele condamnate sau inculpate în cazul referatelor de evaluare și a rapoartelor, care au fost în total 93 pe 2015, deci 6.276 de întrevederi, un număr de 9 consilieri. Principalele dificultăți cu care probațiunea din județ s-a confruntat în 2015 se referă la volumul mare de muncă și resurse umane puține. Conform unui memorandum din 2012 al Ministerului Justiției, noi la finele lui 2016 ar trebui să fim 18 consilieri de probațiune, nu 9 ca acum, și încă 5 personal auxiliar. Din păcate, din 2007 nu s-au mai făcut angajări la Serviciul de Probațiune Vrancea. Am informat Direcția Națională de Probațiune în mai multe rânduri. Am informat pe doamna ministru, a Ministerului Justiției. Iar în ședința de bilanț al Tribunalului Vrancea am informat pe doamna președinta Curții de Apel, care în martie va avea o întâlnire cu doamna ministru, și doamna președinte ne-a promis tot sprijinul, numai pentru Vrancea, ci și pentru celelalte două servicii, Galați și Brăila, din jurisdicția Curții de Apel Galați. Doamna a promis și sperăm să obținem cât de cât, știu eu, poate nu chiar numărul maxim, că este greu de crezut că se pot obține numărul maxim de posturi, dar un număr suficient încât să scoată serviciile din această mare dificultate a lipsei de posturi. Oarecum s-a mai solicitat din partea noastră o repoziționare a Consiliului de Probațiune în schema Ministerului Justiției, pentru că el este undeva la limita de jos ca însemnătate, și credem noi că prin pachetul de legi din 2014, 1 februarie 2014, Consiliul de Probațiune trebuie repoziționat ca importanța muncii. De la înființare și până în prezent, în evidența Serviciului de Probațiune s-au înregistrat un număr de 1.549 de persoane supravegheate și minori menținute în stare de libertate. Cea mai mare creștere a cazurilor s-a înregistrat în 2015. Șomerii care vor să se angajeze au la dispoziție ofertă variată pusă la dispoziție de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Locuri de muncă se găsesc și în comunitatea europeană. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat lista locurilor de muncă disponibile în județ în această săptămână. Oferta cuprinde 195 de posturi în diferite domenii de activitate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea are în lista locurilor de muncă vacante, dată publicității de agenții economici din județul Vrancea, un număr de aproximativ 195 locuri de muncă vacante în următoarele meserii sau domenii: agent curățenie, bucătar, casier, consilier credite, contabil, în domeniul confecțiilor, dulgher, distilator, director societate comercială, faianțar, fochist cazan aburi, femeie de servici, inginer proiectant instalații pentru clădiri, inginer constructor, muncitor calificat în construcții, mecanic auto, operator confecționer, pavator, referent, subinginer, șef formație, tinichigiu, tâmplar universal, vânzător, zugrav și zidar. În comunitatea europeană sunt disponibile câteva sute de locuri de muncă. Condiția este ca persoanele care vor opta pentru un astfel de post să cunoască o limbă de circulație internațională. Locurile de muncă vacante oferite prin intermediul rețelei EURES în Comunitatea Economică Europeană sunt pentru această săptămână în număr de 444 în Germania, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Belgia, Irlanda și Republica Cehă, cu mențiunea că doritorii trebuie să cunoască limba țării în care doresc să meargă. Mai multe detalii despre această ofertă puteți afla la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea.
Absolvenții de gimnaziu din acest an vor avea la dispoziție peste 100 de clase în care se vor putea înscrie în liceele din județ. În acest an, numărul claselor de profesională a fost majorat, iar unul dintre licee vine cu o specializare nouă pentru iubitorii de animale. Oferta școlară pentru absolvenții de gimnaziu în 2016 este una generoasă. Anul acesta, pe lângă clasele teoretice și vocaționale, vor fi înființate mai multe clase de școală profesională. Pentru anul școlar 2016-2017, în județul Vrancea vor exista 117 clase în total pentru absolvenții de clasa a 8-a, care vor merge mai departe la liceu și școală profesională. Din aceste clase, 40 de clase sunt pentru liceele teoretice, 8 clase pentru învățământul vocațional și restul de 68 de clase pentru învățământul tehnologic. Din 68 de clase, 20 de clase au fost distribuite pentru învățământul profesional și tehnic. Anul acesta ne-am propus un număr mai mare de clase de profesional, pentru că agenții economici au solicitat acest lucru și pentru că am văzut că a existat un impact pozitiv pentru absolvenții de clasa a 8-a. Învățământul profesional este atractiv și pentru meseriile pe care le avem la noi în județ și bănuiesc și pentru acea bursă de 200 de lei care se acordă fiecărui elev în parte. Anul acesta, la unul dintre liceele din județ, a fost înființată o nouă specializare. Anul acesta, la Liceul Tehnologic, mai avem calificări noi, printre care și acel tehnician animale de companie din domeniul agricultură, care este de fapt pe veterinar, dar veterinarul aparține domeniului agricultură și sperăm să fie un succes această noutate. Deci elevii să se îndrepte către această meserie. În toate localitățile unde există licee sunt clase de profesională. Elevii pot învăța meserii precum mecanică auto, electromecanică, estetica și igiena corpului omenesc, confecționeri, produse textile și industria alimentară. Peste 1900 de bilete pentru stațiunile de tratament balnear au fost repartizate în primă fază la Casa Județeană de Pensii Vrancea. Prima serie se va prezenta în stațiune la începutul săptămânii viitoare. Pentru anul 2016 au fost alocate la nivel național peste 59.000 de bilete. Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, organizează și administrează modalitatea de trimitere la tratament balnear a persoanelor îndreptățite, având la dispoziție fondurile alocate pentru acest tip de prestații prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2016, la nivel național, au fost alocate 59.641 de locuri la tratament balnear. Pentru anul 2016, Casa Națională de Pensii Publice a repartizat în primă fază instituției noastre un număr de 1583 bilete de tratament, urmând ca repartizarea finală să fie făcută ulterior, după contractarea cu alți operatori economici. Până la această dată, la nivelul instituției noastre, s-au înregistrat un număr de 1047 de cereri de acordare a biletelor de tratament balnear împărțite în 19 serii. Prima serie începe cu data de 15 februarie 2016, fiind alocate un număr de 91 de bilete de tratament în stațiunile Amara, Buzia, Covasna, Lacul Sărat, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Sărata, Munteoru. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de aceste bilete pensionarii, asigurați ai sistemului public de pensii și beneficiarii unor legi speciale care reglementează dreptul la biletele de tratament balnear. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține închisă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit și va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade Celsius, iar cele maxime între 15 și 17 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!